Partii primesc pe drept și o partii primesc așa cum primesc ei. Cum? E, cu piele, cu relații, cu cunoștințe și tot așa mai departe. E firesc, ar trebui mai bine controlați? Sau? Ar trebui mai bine controlați, toți. Poate ori mai fi și prin drece, dar vă spun, e, în comisiile care treci, sunt extraordinar de severe, verificați la sânge. Anul trecut, numărul celor care au ieșit la pensie pe caz de boală a fost de 13.940 de persoane. În 2012 însă se cunoaște deja o scădere a acestei categorii de pensionari. La nivelul județului Vaslui, față de numărul de pensionari aflat pe caz de boală aflați în plată, anul acesta s-a constatat o scădere ușoară și vorbim de un număr de 13.453 de persoane aflați în plată în momentul de față la CJP Vaslui. Scăderea pensiilor de invaliditate se pare că nu este însă mulțumitoare. Casa Națională de Pensii caută soluții și personal pentru a începe o nouă campanie de verificare a celor care primesc pensii pe caz de boală.